Alături de delegații statutari, printre invitați s-au aflat Laura Buncențeanu, director executiv al filialei Sălaj a Crucii Roșii din România, Ioan Ivașcău, președintele filialei Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sălaj și Marius Pop, consilier superior la Casa Județeană de Pensii Sălaj. După un moment dat de reculegere în memoria celor 77 de membri ai casei decedați de la precedenta adunare, în cadrul lucrărilor adunării generale s-au dezbătut modul de realizare a activităților desfășurate în anul 2012, stabilindu-se obiectivele care urmează a fi îndeplinite în anul 2013. Președintele CARP și MLEU Silvaniei Ioan Moș a prezentat darea de seamă activității Consiliului Director, iar Viorica Badici a citit bilanțul general și realizarea planului de venituri și cheltuieli. Documentele prezentate au evidențiat întreaga activitate a CARP, de la acțiuni cultural turistice, întrece sportive, precum și activitățile desfășurate la Centrul de Îngrijiri și Asistență Silvania, aflat sub coordonarea Primăriei și MLEU Silvaniei. Din raportul prezentat a reieșit de asemenea că în anul 2012 s-au acordat împrumuturi la peste 1000 de persoane, precum și faptul că anul trecut un număr de 165 de pensionari au beneficiat de ajutoare în bani nerambursabili în valoare de 9160 de lei, 11 membri au primit ajutoare financiare pentru tratament în stațiuni balneoclimaterice, iar 13 pensionari nevoiași au fost ajutați cu bani de către Federația Omenia. De asemenea, tot anul trecut, cu sprijinul Crucii Roșii din Sălaj și din Germania, s-au acordat 100 de pachete cu alimente de bază și 50 de bonuri de masă în valoare de 50 de lei fiecare pentru cei cu pensii mici, pentru cei singuri și cu probleme sociale grele. La finalul întâlnirii, Laura Bungențeanu a oferit fiecărui participant pachetele cu produse de vitamine ecologice pentru vârstnici.